ou vopsit cu varză roșie. Așa arată. Este super. Punem apă și o varză roșie și acum vom pune pe foc să fiarbă. Deci, fierbem varza noastră roșie. Ia uitați ce culoare frumoasă. Așa. Și după aceea vom pune totul în vase. O să separăm acest lichid. Îl lăsăm mai întâi să fiarbă. Varza a fiert. Am lăsat-o să se răcească puțin. Aceasta este culoarea. Și vom pune în 4 castronele. O vom separa. După ce am separat lichidul în 4 vase, într-unul vom pune câteva picături de oțet. Vom pune în altul curcuma, bicarbonat de sodiu, am să vă arăt imediat cum le pun, și puțină zeamă de lămâie. Și una va rămâne simplă, în a doua vom pune puțin oțet și să vedem ce se întâmplă. Am să mai adaug puțin, vedeți că și-a deschis culoarea și am să mai pun puțin. Uitați, aceasta este prima, așa este un albastru mai închis. Aici a doua, vedeți, s-a făcut așa un mov și dacă o vrem mai deschis, să mai adăugăm puțin oțet. Și am să mai pun o picătură de oțet. Cum am spus, mai adăugăm încă puțin oțet și amestecăm. Și cum vedeți, culoarea se deschide. Aici o frunzuliță de varză. Culoarea se deschide, vedeți? Așa, aici avem culoarea naturală, aici avem cu oțet, în a treia vom pune bicarbonat, un vârf de bicarbonat și câteva picături de zeamă de lămâie. Și adăugăm și vârful de bicarbonat, un vârf de linguriță și amestecăm și să vedem ce se întâmplă. Aici, în a treia, vom pune puțină curcumă și amestecăm. Vedeți? Și schimbă culoarea. Iată, s-a făcut un verde închis. Așa. Și acum nu ne rămâne decât să punem ouăle și să vedem rezultatul. Aici am pus câte un nou în culoare. Aici avem culoarea originală. Vedeți? Așa. Aici avem culoarea unde am pus puțin oțet. Aici avem culoarea unde am pus curcuma și cu zeamă de lămâie. Și aici avem unde am pus și bicarbonatul și cu zeamă de lămâie. Și am pus și puțină curcumă. Și să vedem ce nuanțe vor ieși. Iată și ouăle sunt gata. După ce au stat circa o oră în apa de la varză roșie, acesta este culoarea. Doar din apa de la varză este cea mai plăcută. Cea cu curcuma aveți aici, celelalte nu prea au ieșit. Dar cea cu varză roșie așa arată. Uitați ce frumos este. Vedeți? Ou vopsit cu varză roșie. Așa arată. Este super.